Oameni buni, dați-vă vorbim despre un fel de colorați pe care eu și cu alții nu iubim, cum nu sunt oameni de căcați, mai iertați de vorbă. Ei, dar oameni și degradați pe cultură, nu mă, cum s-ar spune. Care unde nu ar comenta la un filmuleț sau vers frumos, el mereu doar va lăsa doar ceva răutăcios. Da, Domnul Dumnezeu, foarte mulți oameni postează filmuleți, versurile lor în internet. Și că ei se întâlnesc cu așa, cu comările nișasne. Că nu le poți zici oameni fericiți. Că ei mereu emană numai răutate, ură, invidie și prostie, dacă așa se poate de zis. Că nu e important, e frumoasă poezia filmulețul, nu e interesant, e adevărat, nu e adevărat, el spune și zice pe astrocii, du-te mă, e în pu, în chi, în tracte bidoh, mătă, în tată, în tictă, o mâctă. El altceva nu poate face. El dacă nu ofensează pe cineva și nu trimite, pe el nu trăiește ziua aceea, Doamne Dumnezeu. El nu socoate om dacă nu a făcut așa ceva în ziua aceea. Și dacă e bum bum și nu creează și minte, Domnul nu i-a dat, el cu sârguință ofensează vreun om ca el mai talentat. El altceva nu poate face. Doar să ofenseze, stii trimate și foarte tare îi mai pilașii de prostia lui poate stibată. Și le pare că îți hât tare. Dar n-au nici mintea la un țap. Că prostia și ei mai mare te mancă la ei în cap. Dacă așa, Doamne Dumnezeu, se dau de oameni deștepți, hât și inteligenți și când le dai o replică, da, te împroași cu niște cuvinte sofisticate că nu le găsești în dex, dar într-așelași timp și să te gândești, Doamne Dumnezeu. Dacă el, așa socotindu-se deștept, elementar nu are și 7 ani de acasă, că își permite să te trimat în pu, în chii, în mamta, în tatu, și mai zvilt cuvintele este colorate în mine, dacă tu da, mă, ți-ai arătat cine ești. Oameni buni, ori să mai laudă cu universitățile lui terminate. Oameni buni, sunt un foarte simplu, cu 9 clase terminate, mai care că școala a învățat foarte bine. Dar și navighez prin internet foarte des, citesc multe poezii, filmuleți, privesc. Dar mi-a plăcut, Doamne Dumnezeule, am pus-o în clasă, am mulțumit autorului pentru, mi-a ridicat dispoziția, sau m-a făcut splâng și mă duc mai departe. Dar dacă nu mi-a plăcut, și e vinovat autorul, mie nu mi-a plăcut. Mai oameni buni, el nu-i de tot să vă placă la toți. Am trecut mai departe, dar n-am intrat să-l trimit în măsa, în tațu, că deși nu mi-a plăcut. Ori dacă m-am regăsit într-o poezie de azi, care așa te mai e pisicșor. Prostia omenească, ori fala, ori nu știu acolo. Și am trecut mai departe. Dar ei nu, Doamne Dumnezeule. Ei au intrat frumos, au dat chiloții în jos, au făcut un căcat cât înșe de mare, s-a așa s-a ridicat și au plecat mai departe. Și vrei să rezi cu asta, om de Dumnezeu? Că ești educat sau că ești hâtru sau că ești deștept. Poate acolo autorul și el, Doamne, s-a revărsat tristețea lui, durierea lui, poate bucuria lui. Și drept ai tu să vii să-l trimiți pe autorul și el la mesa ori în tațu, că ți-i nu ți-a plăcut. Ori poate ți-i șudă că n-ai făcut cum poți cadânsul. Tot ce nu-ți arăți hâtria, om de Dumnezeu. Tamam că ți-arăt cine ești în asta mamdele. Poți să ai tu și 100 de studii superioare la schinare. Dacă n-ai 7 ani de acasă și nu ești om, gata, ai foaie verde și oralea. Nici n-am și grăit cu tine, cum s-ar spune, om de Dumnezeu. Și de una rău îmi pare. Că de așa proști și degradați, s-ascund și au frică mare foarte mulți oameni talentați. Foarte mulți oameni poate scrie acasă poezioare. Mai frumoasă, nu mai frumoasă, fiecare cu talentul lui. Și ar vrea să-l posteze pe pagina lor. Sau un filmuleț să fac umoristic, cum s-ar spune. Dar stiem, Doamne, că au pus filmuleț și au intrat șes, și sparg ăștia și sparg niște muște de este vers de viceu. Și când s-a început astrocia acolo ea, că stie și gustul și de mai scris poezii și de mai făcut filmuleț și așa mai departe. Și omul și la săracul el șterge filmulețul ori poezia și așa de mai departe scrie pe lijan și le pune într-un caițel și pune poezia și acolo sus pe stiencă ori pe garderob. Așa că eu nu înțeleg oamenii ăștia, Doamne Dumnezeule. Eu sunt de acord. Critica, cum v-ați spus, e binevenită, dar o critică sănătoasă. Nu ți-a plăcut, ai criticat ceva în poezie și ea. Când dar ce așa, dar nu așa, dar poate e invers. Fiecare avem păreri diferite. Dar nimeni nu-ți dă voie să intri și să obișnuiești autorul. Și ăla că ție nu ți-a plăcut. Sau poate că te-ai văzut acolo. Și mai sunt încă un fel de oameni așa, un postscript, cum s-ar spune. Dacă vede în poezie și ei ori în filmuleț și ăla vecinul lor, l-au recunoscut. Doamne Dumnezeule, te pupăși în fund, că ești bravo și uite și de maladeți ești cum ai scris și cum îi frești pe toți. Dar dacă s-o vezi pe dânsul în poezie și e, Doamne, gata, te-o trimis în tată, o mătă, te-o făcut prost, bou și vacă și zici, du-te să arunc tocul și du-te, ieți băt că ajută la pescut vești. Tu nu ești descris poezii ori filmuleță. Și ia asta, măi, oameni buni.
Fiți mai buni la inimă, mai buni și mai sufletiști, dar nu plini de ură și de răutate. Și ia asta, mai oameni buni pe azi.